În timp ce la supermarketuri a început aglomerația, în piețele de animale abia vezi oameni. Clienții întârzie să apară, iar oierii se tem că rămân cu marfa. Deși prețul este mai mic decât anul trecut, ciobanii spun că vânzările sunt foarte mici, dar speră totuși că în ultimele două zile să vândă miei rămași. Ofertă mare, dar clienți puțini. Deși oierii au adus marfa în piețe încă de marți, abia au vândut câteva bucăți până în joia mare. Merge, mai slab merge acum, vezare. De când ați venit? De astăzi? Astăzi, de dimineață. Până la ora asta, cam cât ați vândut? Da? Vreo 8. Deci mai slab ca anul trecut. Mai slab, tot. Din ce merge, tot mai slab. Cum merge? Foarte slab. Comparativ cu anii trecuți? Mai slab ca cum a fost anii trecuți. Mai. Care credeți că e motivul? Motivul nu sunt balon. Majoritatea clienților se interesează de prețuri, studiază piața și abia apoi cumpără. Câte grame are asta? 15, 16? 15. Vreți să cumpărați mil? Da. Cam de care căutați? Cam câte kilograme? Cam de 15, 16. Să vreau să iau la fetiță, să aibă cu ce să joace. Nu, luați șopurile la fetiță, să joace. Carnea de miel este mai ieftină anul acesta. Chiar și așa, oamenii mai încearcă să obțină reduceri. Mai negociem cu ăștia. Cum vi se pare prețul? Mare? Da, e destul de bun. Față de alții ani, un preț destul de acceptabil. Noi negociem care, dar acum la prețurile astea ce să mai negociem? Doar vânzătorii de lactate nu se plâng. Aceștia susțin că produsele tradiționale încă mai au trecere și au avut vânzări bune și anul acesta. Avem caș de oaie, telemea, brânză de burduf în piața mică. Suntem acolo de 25 de ani, avem clienți fideli, produse bune. Până în prezent suntem mulțumiți. De acum încolo să sperăm că tot așa va fi. E bună piața. Comercianții rămân în piețe până sâmbătă după amiază. Ciobanii speră să nu se întoarcă cu animalele la stână, iar dacă va fi nevoie, vor mai reduce din preț. În prezent, carnea de miel se vinde cu 18-27 de lei kilogramul.